Colț alb, de Jack London Capitolul 16 Zeul cel smintit La Fort Yukon trăiau puțini oameni albi. Veniseră de multe vreme în acel loc, își spuneau Maya și erau foarte mândri de aceasta. Pentru ceilalți oameni așezați de curând în ținut nu aveau decât dispreț. Cei care coborau de pe vapoare, noi veniți, erau cunoscuți ca Cicocos, iar când li se spunea astfel, ei îi lăsau întotdeauna capul în jos. Își făceau pâinea cu praf de copt. Aceasta era deosebirea dintre ei și Maia, care într-adevăr își făceau pâinea cu Maia, pentru că nu aveau praf de copt. De fapt, toate acestea nu aveau nicio importanță. Oamenii din fort îi disprețuiau pe noi veniți și ori de câte ori îi vedeau la strâmtoare, se bucurau. Se bucurau mai ales când colț alb și haita lui, cu o faimă atât de proastă, dădeau iama printre câinii noilor veniți. Când soseau în vapor, oamenii din fort își îndeplinea obligația de a coborâ pe mal și a asista la petrecere. O așteptau cu aceeași nerăbdare ca și câini indienilor și nu se lăsau rugați să prețuiască rolul feroce și viclean pe care îl juca colț alb. Printre ei era însă unul care această joacă îi provoca o bucurie deosebită. Cum auzea sirena vaporului, venea în fugă. Și după ce ultima bătălie se termina, iar colț alb cu haita se împrăștiau, el, se întorcea agale spre fort cu multă părere de rău. Uneori, când vreun câine delicat din sud era doborât, slobozind urletul cel din urmă sub colții haitei, el nu se putea stăpâni și începea să țopăie și să strige de plăcere. Și totdeauna îl urmărea cu atenție pe colț alb, la care rânja. Ceilalți oameni din fort le strigau frumosul. Nimeni nu știa prenumele și, în general, în ținut era cunoscut sub numele de Smith Frumosu. Dar era orice nu mai frumos, nu? Porecla și-o datora tocmai înfățișării hâde. Îi lipsea mai cu osebire frumusețea. Natura fusese zgârcită cu el. Mai întâi era mic de stat. Deasupra scheletului lui subt se afla așezat un cap, încă mai izbitor de subt. Creștetul său părea un punct. De fapt, în copilărie, înainte ca tovarășii lui să-l fi poreclit frumosul, îi se spusese gămălie. La spate, pornind din creștet, Capul îi se teșea spre ceafă. În față cobora direct în pantă spre fruntea joasă și deosebit de largă. De aici încolo, ca și cum i-ar fi părut rău de ei, natura îi așezase cu o mână risipitoare celelalte trăsături. Ochii mari și între ei era o distanță de doi ochi. În fața era uriaș în comparație cu corpul. Pentru a-l trăda și mai bine, natura îl înzestrase cu un maxilar enorm, ieșit în afară. Era larg și greu, pornind înainte și în jos, părând se odihnește pe piept. Poate că acest aspect se datora oboselii gâtului subțire, care nu o putea susține așa cum trebuie o greutate atât de mare. Această falcă dădea impresia unei crunte hotărâri. Ceva lipsea însă. Poate că era din pricina prisosului, poate că falca era prea mare. Oricum era o înșelătorie. Smith frumos era cunoscut prin toate colțurile ținutului ca cel mai slab dintre lași și și nevolnici. Și pentru a întregi descrierea, dinții lui erau mari și galbeni, iar caninii de sus, mai mari decât ceilalți dinți, îi apăreau ca niște colți de sub buzele subțiri. Ochii erau galbeni și tulburi, ca și cum natura ar fi dus lipsă de pigment și și-ar fi adunat rămășițele de prin toate tuburile ei. La fel îi era și părul, cu fire rare și inegale, de culoare galben lutos și galben murdar, crescut pe cap și mijin pe obraz în smocuri și mănunchiuri răzlețe, ca niște grăunțe grămădite și bătute de vânt. Pe scurt, Smith frumosul era cumva monstruos, dar vina nu-i revenea lui. Nu era el răspunzător de aceasta. așa îi fusese plămădit lutul de la bun început. Gătea, spăla vasele și făcea muncile grele pentru ceilalți oameni din fort. Și aceștia nu îl disprețuiau. Erau mai degrabă o îngăduință foarte omenească. O îngăduință pe care o arătau oricărei făpturi nedreptățite din naștere. Le era și frică de el. Furiile lui lașe îi făceau să se teamă de un glon te tras pe la spate sau de o travă în cafea. Cineva trebuia totul să gătească și, oricare i-ar fi fost defectele, de gătit putea găti. Acesta era omul care se uita la colț alb despătându-se cu isprăpile lui fiorase și râvnindu -l. Din prima clipă încercă să-l ademenească pe colț alb, dar el nici nu-i dădu atenție. Mai târziu, când momelele lui deveniră stăruitoare... Colț alb se zbârli, dezvelindu-și colții și dându-se înapoi. nu plăcea omul. Nu-i plăcea de fel. Simțea răul din el și se temea de mâna întinsă și de încercările lui de a-i vorbi drăgălaș. Și din toate aceste pricini îl ura pe acest om. Pentru făpturile mai simple, binele și răul sunt lucruri ușor de înțeles. Binele reprezintă toate cele lucruri care fac și aduc ușurare, mulțumire și curmarea răului. De aceea le place binele. Răul reprezintă toate lucrurile pline de neplăcere, amenințare și suferință și de aceea le urăsc așa cum se cuvine. Colț simțea că smet frumosul e rău. Din trupul strâm și din mintea sucită acestuia pe căi tainice apăreau emanații ale putreziciunii dinăuntru. Asemenea negurii care se ridică de pe o mlaștină puturoasă. Nu cu ajutorul rațiunii și nu numai cu cele cinci simțuri, ci prin alte simțuri, mai depărtate și necatalogate, Simți colț că omul acesta era primejdios de rău, gata în orice clipă să izbească. De aceea, pe făptura aceasta rea, era înțelept să o urască. Colț se afla în tabără la castrul cenușiu când Smith frumosul veni prima oară. La zgomotul surd al pașilor săi îndepărtați, înainte de a fi zărit, colț știu cine vine și începu să zbârlească. Până atunci, zăcuse pe jos în voia tihnei, dar se ridică iute și când omul sosi, se furișă ca un adevărat lop la marginea taberei. Nu știa ce își spun, dar ar putea să-i vadă pe om și pe castul cenușiu cum stau de vorbă. Odată, omul arătă spre el și colț alb răspunse cu un mârâit, ca și cu mâna ar fi coborât chiar asupra, în loc să fie așa cum era, la 50 de picioare depărtare. Omul râse de aceasta și colț alb se furișă spre pădurea care apără de toate, uitându-se înapoi ca să observe ce se petrece, în timp ce luneca ușor pe pământ. Castor Cenușiu nu vrut să vândă câinele. Se îmbogățise din comerț și nu mai avea nevoie de nimic. Și apoi colț alb era un animal prețios. Cel mai puternic câine de ham pe care l-a vusese vreodată și cel mai bun înaintaș. Și pe deasupra, pe tot Mackenzie și iuca, nu se mai găseau un câine ca el. Știa să lupte. Ucidea alți câini atât de ușor cum ucid oamenii țânțari. Ochii lui Smith frumosul lucir la auzul acestor vorbe și ființa aceasta hâdă își linse cu poftă buzele subțiri. Nu, colțar nu era de vânzare pe niciun preț. Dar Smith frumos se pricipea la indien. Început să vină des în tabăra lui Castrul Cenușiu, ascunzând sub haină o sticlă sau așa ceva. Unul din efectele whisky este că stârnește setea. Lui Castrul Cenușiu început să-i se facă sete. Mucoasele lui aprinse și stomacul ars începură să ceară tot mai mult din lichidul acela care pârjolea iar creierul lui răscolit cu, tot, cu totul de neobișnuitul stimulent, îl împingea să facă orice pentru a-l obține. Banii pe care îi luase pe blănuri, mănuși și mocasini începură să se ducă, începură să se ducă din ce în ce mai repede și pe măsură ce punga îi scădea, devenea tot mai neliniștit. În cele din urmă, banii și marfa și buna dispoziție se duseră cu toatele. nu mai rămăsese decât setea, o stăpână grozavă ce se lășulea în făptura lui și care devenea tot mai grozavă cu fiecare respirație lucidă. Atunci discută Smith frumosul din nou cu el despre vânzarea lui colț alb. De asta dată însă prețul oferit era în sticle, nu în dolari. Și urechile lui casul Cenușiu începură să asculte cu și mai mult nesați. Prinde câinele și ia-l sănătos, ultimul lui cuvânt. Sticlele fură predate, dar după două zile, prindem câinele, erau cuvintele cu care se adresă de astădată dată Smith frumosul lui Castor Cenușiu. Într-o seară, colț alb se furișă în tabără și se trânti la pământ cu un suspin de ușurare. Zeul temut nu era acolo. Zile de-a rândul și arătase tot mai apric dorința de a pune mâna pe el și în acest timp colț alb fusese silit să ocolească tabăra. Nu știa ce răul amenință din partea celor mâini stăruitoare, Știa doar că la amenință cu un rău și că cel mai bun lucru pentru el era să se țină departe, acolo unde nu-l putea ajunge. Dar nici n-a să se culce bine când castor cenușiu se apropie, mergând pe două cărări și îi lăgă o curea de piele în jurul gâtului. Se așeză lângă el ținând capătul curelei în mână. În cealaltă mână ținea o sticlă pe care din când în când o răsturna deasupra capului și această mișcare era însoțită de gâlgăituri. Trecu un ceas când vibrațiile unor pași în contact cu pământul îl precedară pe cel ce se apropia. Colțal fu primul care le-a auzit și se zbârli, recunoscând ale cui sunt, în timp ce castul cenușiu continua să dea din cap prostește. Colțal încercă să tragă cureaua încet din mâna stăpânului său, dar degetele destinse se strânseră și castul cenușiu se ridică. Smith frumos supăși în tabără și se aprecă asupra lui colțalp. Acesta mări ușor în sus, la făptura aceea de temut, urmărind cu încordare mișcarea mâinilor. Una din mâini se întinse și început să coboare spre capul lui. Măritul ușor deveni încordat și aspru. Mâna continua să coboare încet, în timp ce el se ghemoia cât putut, privind-o cu răutate, iar măritul îi devenea tot mai nervos, pe măsură ce, cu respirația din ce în ce mai scurtă, se apropia de punctul culminant pe neașteptate dădusă muște, înfingându-și colții ca un șarpe. Mâna a fost mucit înapoi și dinții se închiseră în gol cu un clănțănit ascuțit. Smith frumosul era speriat și supărat. Castor Cenușiu lovi pe colț alb în cap, făcându-se să se ghemuiască la pământ cu supunere. Privirile bănuitoare a lui colț alb urmăreau ce mișcare. Îl văzu pe Smith frumosul plecând și întorcându-se cu o bâtă zdravână. Apoi Castor Cenușiu îi dădu capătul curelei și frumosul o porni. Cureaua se întinse. Colțal se împotrivi. Castor Cenușiu, lizbin neștire spre alface, să se ridice și să-l urmeze. Îl ascultă, dar se năpusti asupra străinului care îl trăgea după el. Smir frumosul nu se feri. Se așteptase la asta. Învârti băta cu ioțeală oprind atacul la jumătatea drumului și îl doboră la pământ pe colțal. Castor Cenușiu râse și dădu din cap aprobator. Smith, frumosul, trase din nou de curea și de asta dată amețit și șchiopătând colț al se târâ la picioarele lui. Nu se mai repezia a doua oară. O singură lovitură de bătăi ajungea ca să se convingă că zeul cel alb știa să o mânuiască, iar el era prea înțelept ca să lupte împotriva inevitabilului. Așa că o porni întunecat pe urmele lui Smith frumosul, cu coada între picioare și cu respirația întretăiată de mărâituri slabe. Dar Smith frumosul era numai cu ochii pe el, iar bâta stătea gata în orice clipă să lovească. La fort îl legă bine și se duse la colcare. Colț alb așteptă o oră, apoi apucă cureau cu dinții și în 10 secunde era liber. Nu pierduse timp și nici nu fusese nevoie să roadă cu dinții. Cureaua fusese tăiat în diagonală, aproape tot atât de drept ca de un cuțit. Apoi privi spre fort zbârlindu-se și mărâind. Se întoarse și porni spre tabăra lui Castor Cenușiu nu i datora supunerea acestui zeu străin și cumplit. Se dăruise lui castrul Cenușiu și s-o că tot lui castrul Cenușiu îi aparținea încă. Dar cele petrecute înainte se repetară, cu o deosebire. Castru Cenușiu legă din nou cu o curea și a doua zi dimineață îl -ă înapoi lui Smith Frumosu. Și deosebirea se evie aici. Smith Frumosu îi dădu o ciomăgeală. Legat zdrav în colț alb nu putea decât să se înfurie zadani și să îndure pedeapsa și bâta și biciul fură folosite împotriva lui și îndură cea mai cruntă bătaie de care văsese vreodată parte. Până și bătaia aceea strașnică pe care o încasase de la castor cenușiu, pe când era cățel, îi se părea acum ceva blând în comparație cu aceasta. Treaba îi făcea plăcere lui Smith frumosul, se desfăta cu ea și zvâgnind biciul sau bâta, se holba la victima lui cu ochii aprinși de o privire nătângă, ascultând urletele de durere, gemetele și mărăiturile lui neputincioase pentru că Smith frumosul era crud, așa cum sunt mișeii. Milindu-se și miorlăindu-se dinaintea loviturilor sau a vorbei furioase altuia, se răzbuna la rândul pe făpturile mai slabe decât el. Oricărei făpturii place puterea și Smith frumosul nu făcea nici el excepție. Având parte de putere printre ai lui, se năpustea asupra fapturilor mai mici, afirmându-se în acest fel. Dar Smith frumosul nu era propria lui creație și de aceea nu trebuie condamnat. Venise pe lume cu un trup strâmb și cu o minte necioplită. Aceasta era plămada și lumea nu o modelase cu generozitate. Colț alb de dădea seama de ce era bătut. Când castul cenușiu îi legase curea în jurul gâtului și captul ei îl încredințase lui Smith frumosul, știa că voința zeului său era să plece cu Smith frumosul. Și când acesta le lăsase legat în afara fortului, știa că era voința lui Smith frumosul să rămână acolo. Prin urmare, nu dăduse ascultare voinței ambilor zei, și deci își merita pedeapsa. Văzuse în trecut câini schimbându-și stăpânul și mai văzuse și fugari care erau bătuți ca și el acum. Era înțelept, totuși în firea lui se lășleau forțe mai puternice decât înțelepciunea. Una din acestea era credința. Nu îl iubea pe castor cenușiu. Totuși chiar în fața voinței și a mâniei acestuia, el îi arăta credință. Nu putea face altfel. Această credință era o însușire a luatului lui, Însușire care deosebea specia lui de alte specii, însușire care le-a dat posibilitatea lupului și câinelui sălbatic să vină de peste întinderi și să se întovărășească cu omul. După bătaie, colț alb se refugie înapoi în fort. De astă dată, Smith frumosul priponit de un băț. Nu renunți ușor la un zeu. Și așa se petrecu și cu colț alb. Castul celuși era zeului și în ciuda voinței acestuia, colț alb încă se mai agăța de el și nu voia să renunțe la el. Castor Cenușiu îl trădase și îl părăsise, dar faptul acesta nu avea niciun efect asupra lui. Nu în zadar se drăuise el cu trup și suflet lui Castor Cenușiu. Din partea lui Colțal nu existau rezerve și legătura aceasta nu putea fi ruptă atât de ușor. Astfel, noaptea pe când oamenii din fort dormeau, Colțal apucă cu dinții bățul care îl ținea, lemnul era uscat și fusese legat, atât de strâns de gâtul lui încât abia de-l putea ajunge cu dinții. Numai printr-un efort nespus de greu al mușchilor și cu arcuirea cefei, izbuti el să apuce bățul cu colții și doar de margini. Și numai datorită unei uriașe răbdări de ceasuri întregi izbuti să roadă bățul. Era un lucru care se presupunea că nu-l pot face câinii. Așa ceva nu se mai întâmplase, dar colț alb o făcu și pe aceasta. Plecând din fort în zori, cu capătul de băț a de gât. Era înțelept. Dar dacă ar fi fost numai mai înțelept, nu s-ar fi întors la castor cenușeu care îl trădase în două rânduri. El mai avea însă credință și se întoarse pentru a fi trădat și a treia oară. Din nou s legat cu o curea de gât către castor cenușeu și din nou frumosul veni să-l caute. Și de asta dată fu bătut mai rău decât înainte. Castor cenușeu privea prostește în timp ce omul alb mânuia biciul. Nu-i lua de fel apărarea, nu mai era câinele lui. Când bătaia se termină, colț alb era bolnav. Un câine delicat din sud ar fi murit după așa ceva. El însă nu. Școala vieții lui fusese mai aspră. El însuși era făcut dintr-un aluat mai aspru. Avea o prea mare vitalitate și era prea puternic legat de viață. Dar se simțea tare rău. La început n-a fost în stare nici să se târască și Smith frumosul trebuie să-l aștepte un ceas. Apoi, orbește și șovăitări a început să meargă pe urmele lui Smith frumosul înapoi spre fort. De asta dată fu legat cu un lanț care se dovedi mai tare ca dinții lui colț Albi, și acesta se strădui zadarnic să scoată belciugul din scândura în care era bătut. După câteva zile, treaz și ruinat, castor cenușiu plecă în sus pe Porcupine în lunga lui călătorie spre McKenzie. Colț Albi rămase pe Yukon în puterea unui om pe jumătate smintit și brută pe de întregul. Dar ce poate ști un câine despre ce este nebunia? Pentru colț Alp, Smith frumos era un zeu adevărat, chiar dacă se arăta a fi crunt. Era un zeu smintit în cel mai bun caz, dar colț Alp nu știa nimic despre sminteală. El știa doar că trebuie să se supună voinței acestui nou stăpân și să dea ascultare tuturor toanelor și fanteziilor lui.